Discutăm tot pe acest subiect și cu ministrul culturii Lucian Romașcanu. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația în jurnal. Așadar, domnule ministru, vedem că a fost inițiată această procedură de revocare din funcție. Să ne așteptăm la o eventuală demisie din partea doamnei Catinca Nistor sau mergem pe această procedură, în opinia dumneavoastră? Da, eu, asta a fost, mă rog, probabil că lucrurile s-au văzut destul de apropiat în toate instituțiile. Eu am avut o declarație mai de dimineață în spațiul public, neștiind că va veni această decizie de la ICR în cursul zilei de astăzi. Și am vorbit despre acest subiect și mi-am manifestat speranța că, având în vedere că dacă ți-ai dorit să fii director la o instituție, îți pasă de acea instituție, iar dacă îți pasă, tot ce aduci tu ca deficit de imagine pentru acea instituție se poate opri printr-o demisie. Și mi-aș dori, sincer vă spun, ca doamna director Nistor să ia această decizie, care este onorabilă pentru toate părțile implicate. Bun, aș vrea să vă întreb, cum se ia o decizie ca o astfel de persoană să fie pusă într-o astfel de funcție? Pentru că ne reamintim în momentul în care a avut loc acea procedură de numire a doamnei Catinca Nistor, au fost și câteva voci care s-au arătat nemulțumite, în special opoziția. Este un lucru pe care, cum să spun, nu prea văd cum aș putea să-l comentez, pentru că procedura e clară, este o propunere care vine din partea conducerii ICR. Ea se validează de către cele două ministere de externe și Ministerul Culturii în baza CV-ului, dar este un act pur administrativ, după care se audiază și se votează în comisiile reunite de politică externă și de cultură. A convins doamna Nistor prin experiență, prin interviu, este un lucru firesc până la urmă. Și repet ceea ce l-am auzit și pe domnul președinte al ICR-ului mai devreme. Nu sunt multe lucruri criticabile, cum să spun eu, mult în ceea ce privește managementul dumneiei de acolo. Eu am citit undeva o declarație a dumneiei în care a spus că acea filmare care a circulat a fost făcută după ce s-a terminat evenimentul, când toată lumea plecase. Totuși, orice lucru pe care îl faci și are ecou în spațiul public, te încarcă cu responsabilitate. Și blamabil sau nu, orice lucru pe care îl faci se adună la această imagine și periclitează și imaginea instituției. Management cultural știe, n-a știut probabil să-și gestioneze și să-și înțeleagă menirea acolo, iar pentru asta lucrurile sunt clare. Eu îmi doresc o demisie de onoare din partea dumneei, pentru că ar fi o pată în plus să reluăm un circuit parlamentar, o dezbatere prelungită în spațiul public, care va păta ICR-ul, care este o instituție respectabilă. Și dacă se va merge pe această procedură de revocare prin circuitul parlamentar, în opinia dumneavoastră, cât credeți că va dura? Cât va mai rămâne în funcție până când se va lua o decizie? Vă știi, în calendarul parlamentar, în principiu, cred că în 2-3 săptămâni maxim se închide tot procesul. Poate chiar și mai repede. Dar se poate închide și mai repede de atât. Și mi-aș dori, eu am o relație foarte bună instituțională cu Institutul Cultural, participăm la târguri de carte împreună, este vectorul nostru de cultură în exterior, mi-aș dori să găsim o variantă de reformare totuși a funcționării acestei instituții pentru a nu mai avea în viitor posibilitatea de a întâmpina asemenea probleme. Bun, am văzut pe de altă parte, dincolo de acest ultim moment care de altfel a dus și la această inițiere a procedurii de revocare, că ne reamintim, a fost și acel moment în care în spațiul public s-a vorbit foarte mult despre faptul că doamna Catinca Nistor nu era mulțumită de acel loc care îi se dăduse pentru a sta din partea Ministerului Afacerilor Externe și în plus pe banii statului 6.500 de lire lunar a cerut un alt loc în care să stea. Acest lucru nu a fost pus niciodată în discuție, pentru că știm că în spațiul public s-a discutat. În niciun caz la Ministerul Culturii, pentru că nu avem atribuții în acest domeniu, nici ICR-ul nu are atribuții în acest domeniu. Probabil că partea administrativă din Ministerul Afacerilor Externe ar trebui să răspundă la acest lucru.
Nu știu, nu am fost să văd apartamentul din ICR Londra, unde se spune că ar fi putut să stea. E un atribut al ambasadei, al serviciului administrativ de acolo, dacă i s-a aprobat. Asta e, nu cred eu că se poate duce ea pe persoană fizică să-și închirieze apartamente pe acolo. Dar, repet, o gestionare în felul ăsta defectuos a situațiilor administrative, de cultură, de imagine, au dus la această escaladare și cred că e cel mai bine pentru toată lumea să vedem o demisie din acea poziție. Asta nu înseamnă că e să termină cariera, asta nu înseamnă că nu are opțiuni în față, este doar un moment delicat peste care trebuie să trecem pentru a nu păta Institutul Cultural Român. Mulțumesc tare mult pentru precizările.